Bună dimineața, Forever România! Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Bine ați venit într-un mediu diferit de cel pe care îl vedem la televiziune, de cel care îl vedem în fiecare zi, și pentru a porni cu o mostră din ceea ce înseamnă stilul de viață Forever, din ceea ce înseamnă viața pe care putem să o trăim cu toții, aș vrea să urmăriți cu atenție filmulețul și muzica pentru 3 minute pe care o să le vedeți pe ecran. Ați văzut o mostră din stilul de viață pe care ne dorim toți în asociere cu Forever Living Products, iar astăzi noi cei prezenți vom face ca cu fiecare pas cu care înaintăm visul nostru să devină realitate. Așa să ne ajute Dumnezeu. Este realitatea în care vă dorim să trăiți de acum încolo. Este realitatea pe care pas cu pas, venind la aceste întâlniri și făcând acea muncă în fiecare zi, o poți aduce în viața ta. Și înainte de a trece mai departe, trebuie să știți că stilul de viață pe care l-ați văzut pe ecran este trăit de mulți oameni din această sală care muncesc în această țară. Însă astăzi avem doi invitați speciali. Avem două vârfuri care astăzi au venit la București din îndepărtata Scandinavie pentru a vă arăta forța și puterea acestei afaceri. Sunt unii din liderii de necontestat acestei afaceri, recunoscuți la nivel global. Un cuplu de mare succes pe care am avut ocazia să-l auzim ieri. El a fost timp de 15 ani country managerul uneia din cele mai importante și dinamice regiuni din lumea Forever, Forever Scandinavia. Iar ea, citindu-vă date de ultimă oră, vorbind despre luna trecută, pot să vă spun că este numărul 1 în Forever Scandinavia la ora actuală. În aplauzele dumneavoastră aș vrea să-i primim pe Ulf Oscarsson, consultant în lumea Forever, și pe Jeanette Magnusson, Safir Manager din Suedia. Good dag, iar clit. Welcome until Romanian. De aren store ara atha yerhar. Welcome. Excuse our Swedish. Merită aplauzele noastre încă o dată cu toată forța. Sunt oamenii care astăzi vor împărtăși cu dumneavoastră din experiența lor, din ceea ce au reușit să realizeze alături de cea mai puternică companie de network marketing din lume, alături de cea mai bună oportunitate din această lume. Încă o dată vă spunem, vă aflați în cel mai bun loc, în cel mai bun mediu, alături de cei mai buni oameni. Bine ați venit! Ce fac oamenii puternici în vremuri grele? În vremuri grele, oamenii puternici se asociază și merg pe drumul lor până la capăt. În această perioadă, în Forever România, au rămas doar cei puternici și cei buni cu adevărat, care înțeleg că cea mai bună oportunitate pe care ne-a oferit-o Rex Moon este aceasta. Într-adevăr, afacerea nu este pentru toată lumea, dar produsele sunt pentru toată lumea. Și asta este misiunea noastră, misiunea Forever, de a împărtăși tuturor oamenilor această extraordinară oportunitate. Richard Bach, în Pescărușul Jonathan Livingston, O fabulă a zborului, spunea că nu ți se dă niciodată nu ți se dă o dorință fără să ai în ea posibilitatea, oportunitatea de a o împlini. Atunci când ești pregătit și ești un elev silitor, profesorul apare. Nu există niciodată, dacă visul tău este suficient de puternic, cineva să te oprească. Iar oamenii care ne ajută pe drumul nostru ca noi să reușim, fac ca totul să fie pus la dispoziție în condiții optime. Chiar dacă uneori mi se pare că decizia lor nu este chiar ca și decizia noastră, ei fac totul ca spre binele companiei și spre binele colaboratorilor Forever. Avem rugămintea la proaspății asistenți supervizori, calificația ultimelor luni.
ai ultimelor luni, însemnând și până în ziua de astăzi, dacă astăzi, la ora 9, când s-a deschis depozitul, ai mai făcut o comandă, sau astăzi ai intrat cu un Touch of Forever și ești asistent supervisor, aș vrea să veniți în partea mea dreaptă, în partea stângă, cum priviți dumneavoastră, fiindcă veți urca pentru a fi felicitați de către managerii generali ai companiei Forever Living Products. Am rugămintea, dacă se poate, lumina puțin mai scăzută pe mine, puțin mai mult în sală, dacă se poate. Mulțumesc. Să putem dormi noi mai mult, dumneavoastră mai puțin. Toți cei pe care îi vom vedea în următoarele minute au luat o decizie și de aceea oamenii care au luat o decizie merită felicitați și încurajați de sponsorii lor. În aplauzele dumneavoastră vă rugăm ca să încurajați pe cei care în lunile august, septembrie, octombrie au luat o decizie și s-au calificat la poziția de asistent supervisor. Până în data de 16 noiembrie inclusiv. Pentru a fi felicitați, rugăm directorii generali Dora și Gabor Search să fie alături de noi pe scenă pentru a încuraja pe micii vulturași. Și înainte de a intra, de a-i pofti pe scenă, aș vrea să vă felicit pe toți cei care astăzi ați venit aici. Fie că sunteți din Ardeal. Cine e din Ardeal? Unde e Ardealul? Este locul în care această afacere a intrat în România pentru prima oară. Unde este Moldova? Unde este Dobrogea? De la malul mării, cine a venit astăzi aici? Unde este Oltenia? Și acum aș vrea să văd unde este Muntenia și Bucureștiul. Da, felicitări bucureștenilor, aș vrea să vă văd cum vă mișcați astăzi. S-ar putea ca anul viitor, următorul Success Day, să nu mai fie aici. Și aș vrea să arătați cât de mult ați apreciat că firma Forever a organizat acest eveniment la București pentru noi toți. Și tot înainte de a invita pe Dora și Gabor pe scenă, aș vrea să felicitați pe omul datorită căruia tu te afli în acest moment aici. Omul care a crezut în tine și ți-a dat această informație, omul care ți este trainer personal, care este îndrumătorul tău, care este sponsorul tău în această afacere. Și dați-mi voie ca eu și Carina să mulțumim sponsorei noastre, Sorry Manager Vaida Catalin, fiindcă a purtat steagul sus și ne-a arătat cum să facem această afacere și a fost alături de noi întotdeauna. Mulțumim, Cati! Și acum, în aplauzele dumneavoastră, o să invităm pe scenă pe Dora și Gabor Soci, Country Manager Forever România, pentru a felicita azi în supervizorii lunilor august, septembrie, octombrie și noiembrie. În aplauzele dumneavoastră, asistent supervisorii lunilor august, septembrie, octombrie și noiembrie. Dacă ai fost odată asistent supervisor sau dacă ai un asistent supervisor pe scenă, te rog să-i aplauzi. Să luăm câteva impresii la cald al absolvenților ciclului primar în școala Forever. Să vedem câteva cuvinte pline de emoții din partea asistent supervisorilor acestor luni. Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. O tinerică aici am prins. Cum vă numiți și de ce ați ales această afacere? Când mă numesc Iona Ancuța și am ales această afacere pentru sănătatea mea. Și ca să mă dezvolt personal de la o vârstă foarte mică. Ce vârstă aveți? 19 ani. Să încurajăm pe Ancuța, 19 ani! Cresus,
impresie la cald de la o tânără doamnă? Bună ziua! Numele dumneavoastră, de unde sunteți și de ce ați ales să vă asociați cu Forever? Lucica Donolache mă numesc, din București, și am ales Forever pentru că am încredere în produse, în persoana care m-a adus aici și... Și ce vis aveți pentru viitor, să dezembim? Tot mai sus! Tot mai sus, ca și melodia. Săruna, de unde sunteți și de ce Forever? Din Constanța. Și Forever pentru că persoana care m-a abordat, deci mi-a prezentat o încredere și o iubire de oameni deosebită. Și m-a motivat 100%. Mulțumim! Aplauzele dumneavoastră, vă rog, pentru asistenți supervizori! Vă mulțumim! Vă rugăm să poftiți pentru a fi felicitați în sală! O nouă impresie la cald! Și de numele... ce să vă asociați? Marin Bobov! Și de ce Forever? Pentru produse! Sunt Mihaela Popa! Felicitări! Mersi! Da, sunt super! Trebuie să fiu la supervisor! Mihaela Popa! Din Brașov, sunt stabilit în Statele Unite și am venit astăzi invitată de sponsorul meu din Statele Unite, ați auzit? Da. Aplauze pentru un distribuitor din Statele Unite care este alături de noi astăzi. Așa, și am fost invitată de sponsorul meu, Antila Bondi și Enike Bondi. Mulțumesc foarte mult pentru tot ajutorul care mi l-ați dat. Mulțumim. Ce planuri aveți pentru viitor? Pentru viitor, independența financiară este foarte importantă și cele două motive ale mele. Când manager? A stabilit odată? Oh, aș vrea la anul. Și vreau la anul 2014. Mult succes! Am rugămintea la fotografii. După bună ce seara, se mă numesc Lupa Șelena, sunt din Bustoroasa, Bacău. Și am venit după. Datorită Pălănceanu Cătălina, sponsorul meu, care îi mulțumesc enorm de mult pentru încurajarea care mi-a dat-o și pentru sănătatea mea, în primul rând. Mulțumesc din suflet și urez sănătate multă! Mult succes! Aplauzele dumneavoastră, vă rugăm! Noi, asistenți supervizori, urcă pe scenă! Unde ați vrea să ajungeți cu această afacere? Cât mai departe. Ce înseamnă? Păi să aduc cât mai mulți colaboratori pentru Forever. Câți? Peste 100. Spor la treabă, veți fi manager la peste 100. Domnișoara, aici să ne spună câteva impresii la cald. De unde sunteți și de ce ați ales să vă asociați cu Forever? Sunt Nicoleta Manolea, sunt din București și nu știu, cred că n-am întâlnit până acum persoana potrivită. Mulțumesc, Cristiana! Și de ce ați ales să vă asociați cu Forever? Pentru produse, evident. Le consumați? Ca și consumator am intrat. Și mai departe, ce planuri aveți? La câte emoții am, chiar nu mai știu. Cât mai... O să vă ajute sponsorul dumneavoastră. Cu siguranță îți faceți un plan. Mult succes!
că în liceu erai înconjurat de fete, iar acum ai cu 10 ani în plus, 20 de kilograme în plus și ești singur. Singurul lucru de care ai nevoie este o decizie, să faci o schimbare. Acest lucru au făcut acei oameni. Nu poți dintr-o dată obține rezultatele scontate. E destul să iei o decizie și să te ții de ea. Așa au făcut supervisorii pe care noi îi vedem pe scenă și merită încurajați. Au decis să slăbească, să aibă partener de viață, să trăiască în abundență și să fie prosper din toate punctele de vedere. Doamnă, o secundă vă rog. Cum vă simțiți pe scena Sălii Palatului? Este pentru prima dată și mă simt minunat. Acum am venit pentru prima dată și sunt foarte încântată de produse. Am avut probleme de sănătate și produsele m-au convins că trebuie să le consum în continuare. Mult succes! Aplauzele dumneavoastră să iasă și în fotografie, vă rog. În timp ce colegii noștri fac poze, o să iau câteva alte impresii la cald. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața! De Suceava. Să atingem cel puțin 4 puncte. Să fiți activ! Asta e motorul în această afacere. Mult succes! Ce ați venit astăzi aici? De unde sunteți și ce planuri aveți? București. Am venit aici pentru că am avut încredere în sponsorul meu. Cine este sponsorul nostru? Ciodolescu Gheorghe. Și am slăbit 11 kg. Wow, a slăbit 11 kg. În cât timp? Într-o lună și jumătate. Ce ați folosit? Ce produse ați folosit? Clean 9. Ați folosit Clean 9 de mai multe ori? De două ori? Da, de două ori. De două ori, da. Ce, s-ați luat o decizie? Și ce planuri aveți până la sfârșitul lui 2013 cu această afacere? Să mai atrag în Forever și alți oameni. Să arătați această oportunitate, da? Există posibilitatea și încrederea dacă fiecare om o are în el. Pentru că de la 91 de kilograme să ajung la 78 este... Și mă simt foarte bine. Mult succes! Mult succes! Astăzi Forever ne-a pregătit o nouă surpriză. Știu că te-ai gândit dacă ești de mai mult timp sau de mai puțin timp. Bună seara, mă numesc Bogdan, am 23 de ani, sunt din Cluj-Napoca. Sponsorul meu este Radu Vingan și managerul doamna Ramona Vingan. Vreau să le mulțumesc că mi-a dat această șansă și vreau ca împreună cu toată echipa Forever din România să oferim această educație câtor mai mulți oameni din această țară. Vreau împreună să reușim. Vă mulțumesc! Să reușim, cu siguranță. Felicitări! Avem oameni ca el, tânăr, dinamic. Poate în sală astăzi, pentru prima oară, se află viitorul numărul 1 Forever Living România. Așa că aplaudă-l din toată inima! O surpriză pe care Forever vă pregătește și ne-o pregătește, așa cum vă spuneam mai devreme, este să încerce să ne ajute prin toate mijloacele. Și dacă există ceva ce tu crezi că te-ar ajuta în această afacere, dacă tu crezi că Forever, că această companie cu care tu te-ai asociat, ar putea să-ți aducă un beneficiu în dezvoltarea afacerii, te rog să-l scrii pe o hârtie. O dorință pe care tu o ai, un instrument pe care tu ți-l dorești, ceva pe care Gabor și Dora și compania Forever Living Products România se vor strădui din toate puterile, dacă este ceva posibil, să-l facă pentru tine. Scrie pe o hârtie, vei avea aici o cutie a dorințelor, o cutie poștală care via Londra se va întoarce la sediul din Bulevardul Aviatorilor
și vei primi un răspuns la această dorință. Poate aveți nevoie de o consiliere de 30 de minute cu upline-ul dumneavoastră. Poate vă doriți un manual de produse. Poate vă doriți un training, o videoconferință cu cineva. Scrieți aceste bilețele și unora dintre dumneavoastră chiar azi se vor îndeplini dorințele. În urmă cu câțiva ani de zile, Forever a introdus o nouă îmbunătățire a planului de marketing. Fiecare schimbare pe care planul de afaceri Forever l-a avut a fost în beneficiul partenerilor săi, în beneficiul distribuitorilor Forever Living Products. Iar unul dintre cele mai mari beneficii introduse este profitul NDP, profitul de nou distribuitor, care îți permite, dacă acum ești la început, da, să ai un venit consistent numai din acest profit. Sunt venituri pe care pot fi de zeci, de sute de euro lunar, chiar dacă afacerea ta a început ieri. Și o să invităm pe scenă, în aplauzele dumneavoastră, unul din campionii acestui profit NDP, unul din oamenii care a știut să profite la maximum de oferta pe care Forever a făcut-o, și o invit alături de mine pe scenă pe doamna Cătălina Pălânceanu să ne explice ce înseamnă, sper că e în sală, este? Ce înseamnă pentru ea profitul NDP? 15% din valoarea cumpărăturilor făcute de noi tăi înscriși, da? 15% Forever te-o trimite într-un cont ca profit NDP. Este un profit la care ai acces încă de luna viitoare, în urma informației pe care tu ai dat-o mai departe. Nu i-ai vândut tu, Forever i-a vândut produsele, dar pentru că tu i-ai dat informația, primești acest profit NDP. În aplauzele dumneavoastră, o rog pe doamna Cătălina Pălânceanu să ne împărtășească din experiența ei în acest domeniu. Bine ați venit! Mulțumesc! Bună ziua, Forever România, și bine v-am găsit! M-am înscris în această companie în urmă cu mai mulți ani, dar afacerea, practic, o fac de aproximativ 2 ani, respectiv în octombrie am împlinit 2 ani. Sunt manager de un an și 8 luni. În toată această perioadă am încercat nu numai să fac acel activ de 4 puncte, ci mult mai mult, și am văzut că funcționează, în sensul cu atât mai multe puncte NDP, cu atât și bonusul mai frumos. Spuneți-ne, vă rog, o valoare doar a profitului NDP din câteva luni din activitatea noastră. Doar a profitului NDP. În ultimele luni am avut aproximativ 10 puncte NDP, și la nivel de manager această valoare înseamnă foarte mult, respectiv în jur de aproximativ 30 de milioane. Și pot să vă fac o comparație cu salariul pe care l-am în, ce să zic, ca și medic, ca și director de spital. Eu la Forever practic lucrez part-time, nu fac 8 ore pe zi, nici 10 ore pe zi, atât cât lucrez la spital. Și dacă facem o comparație, bonusul de la Forever este, cred că, dublu, pentru muncă de 2 ori mai puțină. Dar o fac cu plăcere, cu o echipă fantastică. Astăzi am venit la dumneavoastră, la București, împreună cu 14 oameni din echipă. Le spun bine au venit, le doresc succes și la următoarea întâlnire Success Day să fie împreună pe podium, la nivelul de manager, sper. Le doresc succes, vă doresc și dumneavoastră succes, sănătate și să aveți încredere în companie și în planul de marketing. Mulțumim mult! În aplauzele dumneavoastră, doamna Cătălina Pălânceanu, manager Forever Living. Mulțumesc. Apropo, pentru că doamna este medic, înainte de a introduce următorul vorbitor, care este un vorbitor foarte puternic, o să vă spun și eu un banc cu medici. Doi prieteni merg pe stradă
Și dintr-o dată unul își amintește ceva, ce trebuie să intru într-o farmacie. Intră în farmacie și cumpără o punguță de medicamente. Iese și o aruncă la, cum am aruncat eu pixul, la ghienă, la care prietenul lui stă, se oprește, se uite siderat, mai ne-am oprit, a intrat în farmacie, ai cumpărat medicamentele, de ce le-ai aruncat? Păi stai să-ți explic. Știi, am fost la un control la medicul de familie și mi-a dat niște medicamente și am zis, m-am dus, l-am ascultat și am cumpărat aceste medicamente pentru că trebuie să trăiască și el, trebuie să trăiască și farmacistul. Ok, dar ți-a dat acele medicamente, tu de ce le-ai aruncat? Păi când stăteam la coadă, am citit prospectul acelor medicamente și am decis, trebuie să trăiesc și eu. Fără supărare, suntem deosebit de onorați pentru că medicii au decis să se alăture companiei noastre. Sunt foarte importante medicamentele, dar sunt anumite lucruri care le pot soluționa doar printr-o nutriție echilibrată. Mulțumim încă o dată, doamna doctor Palancianu, și mult succes în continuare! Doamnelor și domnilor, am nevoie de atenția dumneavoastră maximă pentru următoarele 15-20 de minute. Între timp, aș ruga supervizorii lunilor august, septembrie și octombrie să nu iasă din sală, să fie pregătiți, da? Să stați în bloc starturi, fiindcă o să urmeze a fi felicitați. Următorul vorbitor este un lider important al afacerii Forever Living Products România. Când o să o vedeți, este imaginea unei doamne drăguțe, firave, pare sensibilă, însă în spatele ei se ascunde o forță deosebit de puternică. Vine de la malul mării, așa că Dobrogea aș vrea să o încurajeze. S-a calificat manager în anul 2007. A intrat în această afacere în 2007 și în 2008 a ajuns manager. De atunci afacerea ei a crescut continuu. A ajuns Eagle Manager în anul 2010, s-a calificat în același an la programul stimulativ de merit, este din nou Eagle Manager în 2011, pentru ca anul acesta să atingă nivelul de senior manager. Și visele ei abia încep. Următorul target este Chairman Bonus. Vă rog să o primiți în aplauzele dumneavoastră, unul din liderii Forever Dobrogea, Niculina Ciuchea, senior manager! Bună ziua și bine v-am găsit! Așa cum ați aflat deja, numele meu este Nina Ciuchea, spun mai scurt pentru că suntem în secolul vitezei. Sunteți de acord cu mine? Și sunt foarte încântată astăzi să fiu aici cu dumneavoastră. Vreau să vă mărturisesc că gazdele noastre, familia Iacătă, sunt un model pentru mine și am apreciat chiar de la început, de când am luat contact cu Forever-ul. Astăzi aș vrea să vă împărtășesc câteva idei dintr-un material care l-am descoperit întâmplător în vara aceasta, când afacerea mea era într-o fază de platou, parcă nimeni nu mai voia nimic, toată lumea era plecată în concediu, unii chiar nu mai răspundeau la telefon. Nu știu dacă i s-a întâmplat cuiva așa ceva? Oh, super, mă bucur, ok. Astăzi să știți că vreau să vă dau o idee despre cum am reușit eu să îmi redresez și acum sunt foarte încântată că sunt din nou în creștere. Totul începe, să știți, cu câteva întrebări și anume printr-o evaluare și o analiză a locului în care ne aflăm în acest moment. Să știți că sunt câteva întrebări care, dacă cumva vă gândiți să vă faceți o evaluare acasă, ar merita să le notați. Și anume, unde suntem noi acum?
V-ați gândit vreodată cum ne prioritizăm activitățile pentru a avea timp pentru familia noastră, pentru hobby-urile noastre? Dar cu sănătatea cum stați? V-ați pus această întrebare? Haideți să ne gândim, oare mâncăm sănătos și la timp? Mâncăm încet? Facem cumva sport? Luăm suplimente? Dar din punct de vedere financiar, ia gândiți-vă. Oare suntem mulțumiți cu veniturile pe care le avem? V-ați gândit cumva să ne punem deoparte 10% din câștig pentru un eveniment neprevăzut, poate, în familia noastră, nu neapărat foarte grav, dar eu știu să ni se defecteze mașina de spălat sau frigiderul. Considerați că avem nevoie de un venit suplimentar, avem, dar de ceva o rezervă? Ce ziceți? Avem, așa? V-ați gândit că acești 10% ar fi foarte bine dacă i-am pune deoparte pentru veniturile, pentru educația copiilor noștri? Aveți cumva un plan de dezvoltare personală? Aveți cumva un mentor în viața dumneavoastră? Acum, dacă sunteți în Forever, cu siguranță aveți unul gratis. Însă până să ajungem la Forever, oare am avut un îndrumător pentru viața noastră? Să știți că dezvoltarea personală, așa cum spune John Maxwell, este biletul câștigător pentru viața noastră. Poate ar fi bine să ne întrebăm fiecare care este problema noastră și cum ne afectează ea și ce impact are această problemă în viața noastră. Însă haideți să vedem ce soluții avem, ce ne oferă piața. Păi piața ne poate oferi așa, locuri de muncă, și eu am notat acolo, locuri de muncă care sunt destul de puține și prost plătite, e adevărat? Și o altă variantă ar fi o inițiativă antreprenorială, care poate fi în două feluri. O afacere clasică, care presupune destule riscuri, pentru că investim bani, avem nevoie de un spațiu, avem nevoie de angajați, da? Avem nevoie de mult timp pe care să-l investim, pentru că știți cum se spune, acolo unde sunt mulți bani, unde investim bani mulți, este și inima noastră și timpul nostru. Și o a doua variantă ar fi să ne gândim la o afacere de recomandare, și anume de network marketing. Haideți să vedem care sunt caracteristicile unei afaceri de network marketing. În primul rând, pornești de la zero. Poți să pornești de la zero. Poți să pornești part-time. Deci nu este necesar să vă lăsați activitatea actuală. Dar poți avea și un venit nelimitat. Da? Ai opțiunea de alegere. Ai echipă de sprijin. Poți să-ți alegi chiar compania potrivită. Înveți în timp ce câștigi, ești propriul șef. Ai o afacere de familie și cu extindere globală. Și foarte important mi s-a părut această idee că te pregătești pentru un domeniu în care nu vei fi niciodată șomer. Ce ziceți? Este important să avem această pregătire? Și mai jos am scris că este afacerea secolului 21 și o să vedeți cine spune lucrul acesta. Însă haideți să ne gândim care sunt tendințele economice mondiale. Între 1970 și 1990 au fost tranzacțiile imobiliare. Din 90 până în 2010, specialiștii spun că a fost era calculatoarelor, iar din 2010, pentru următorii 20 de ani, este wellness, starea de bine. Această industrie de wellness este o industrie foarte puternică, de peste 1000 de miliarde de dolari la nivel mondial. Marile concerne internaționale, să știți că investesc în cercetare, dezvoltare, producție de suplimente nutritive și de alimente bio, dar și în servicii în acest domeniu, da? Săli de fitness, spa, cosmetice. Ce vă propun eu astăzi este
Forever Living Products, pentru că este în acest domeniu, da, acționăm în acest domeniu. Sunt mândră de această companie pentru că este lider mondial în producția de aloe vera, are o carte de vizită impresionantă, are peste 35 de ani de experiență cu sedii proprii în peste 155 de țări și numai în 2012 peste 1 milion de parteneri Forever au aderat, iar peste 2,3 milioane au avansat în planul de marketing. Are o gamă variată de produse, iar calitatea este principala preocupare a companiei. Nu uitați că are o dezvoltare pe verticală, deci este totul îi aparține, de la pământ, plantații, flux tehnologic, ambalaj, flotă de transport și ajung produsele la noi, iar produsele au garanția returnării în termen de 30 de zile. De ce planul de marketing de la Forever? Pentru că aici nu se plătesc taxe de înscriere și de menținere, pentru că cumularea punctelor se face în 2 luni consecutive pentru atingerea nivelului în planul de marketing, nu există retrogradări, deci astea sunt caracteristici clar diferite față de alte companii de network marketing. Avem program stimulativ unic, Chairman's Bonus, venitul rezidual și nu în ultimul rând dezvoltarea personală de care aveam parte aici, la prețuri foarte, foarte mici față de alte companii. Eu sunt foarte bucuroasă că această companie Forever Living Products și-a ales această cale de distribuție a produselor, pentru că avem cel puțin 2 beneficii extraordinare ca și consumatori. În primul rând, produse de calitate excepțională, așa cum am spus mai devreme, și în al doilea rând, acel plan de marketing pe care îl iubesc pentru că este foarte stabil. Cunosc network marketing de foarte mulți ani, am activat și în alte companii și vă spun, făcând comparație, aici este într-adevăr stabilitatea planului de marketing. Iar Robert Kiyosaki spune că această afacere în network marketing este afacerea secolului 21. Aș vrea să vedeți un scurt filmuleț de 4 minute și vă rog frumos, dacă se poate filmul. Vreau să vă întreb dacă în sală sunt persoane care consideră că sunt câștigătorii pentru secolul următor. Dacă are cineva curajul și se vede în secolul 21 câștigător, eu îl rog să se ridice în picioare pentru a-i aplauda. Ia să vedem. Sunt persoane în sală? Haideți să ne aplaudăm vecinul, da? Aplaudați-vă vecinul din dreapta și din stânga pentru că a avut acest curaj. Felicitări! Meritați aplauze! Sunt foarte încântată că nu sunt singură și eu îmi doresc acest lucru. Deci acum aș vrea să fac un rezumat pentru ceea ce a spus Robert Kiyosaki și anume, deci care vor fi câștigătorii? Am văzut cine va fi câștigătorii, noi de aici cu toții, însă e necesar să știm că cei care vor câștiga, vor ști unde vor să ajungă, știu ce vor, își au neapărat un angajament, vor să învețe de la marii lideri, vor să-i ajute pe alții și iau decizii foarte rapide. Deci, recapitulând un pic, ce am făcut? Am văzut unde suntem, am văzut că suntem într-o afacere foarte bună, am văzut că avem de la cine să învățăm, am luat decizia, însă suntem la momentul la care ieșim în piață, da? Ce întâlnim în piață? Noi suntem acel omuleț care zâmbește, da? Și printre noi apar sau noi mergem printre cei care sunt destul de triști și au tot felul de probleme, au o altă viziune, așa cum aveam și noi înainte de a cunoaște Forever. Însă e necesar să ne gândim la 2 lucruri, poate cel puțin. În primul rând, să fim conștienți că pe piață, în piață de fapt, există oameni profesioniști care sunt foarte bine pregătiți, chiar de la concurență, pentru ce? Pentru promovare și pentru marketing. Iar pe de altă parte, nu știu dacă ați observat, dar cu siguranță ați observat, clienții noștri sunt de multe ori mai bine pregătiți ca noi. Ei imediat se duc, se uită pe internet și noi când mergem la ei să le promovăm un produs sau un business, deja ei știu foarte multe lucruri. Și ce se întâmplă?
dacă nu ne ridicăm la nivelul așteptărilor lor, atunci clienții noștri sunt nevoiți să ne înlocuiască cu altcineva. Poate, repet, și să avem mare grijă, poate chiar de la concurență. Și atunci cheia ca acest lucru să nu se întâmple este pregătirea. E necesar să ieșim pe piață foarte bine pregătiți, să fim profesioniști. Dacă suntem pregătiți, avem și încredere în noi. Deci să nu uităm că există totuși o concurență acerbă pe piață, iar Bill Gates spune că pregătirea pentru succes și cuvinte cheie, să ai inițiativă, să iei inițiativa de 5 lucruri, nu multe, 5, 1. Să obții noi cunoștințe, mai multe decât le ai până astăzi, să-ți însușești noi abilități, să-ți cizelezi aptitudinile pe care deja le ai ca să strălucească mai mult decât concurența, să-ți îmbunătățești punctele slabe, să ți le identifici în primul rând și apoi să ni le însușim, să nu devină parte spre eșec, să-ți făurești noi relații care te provoacă să ieși din zona de confort și nu în ultimul rând să rupem legătura cu cei care ne trag înapoi. Bill Gates, credeți că are dreptate? Ce ziceți? Eu cred că acest citat ar trebui fiecare din noi să ne-l pune pe agendă. Eu cel puțin așa fac, mi-l pun pe agendă și tot timpul mă uit și îmi dau seama în fiecare moment că e foarte mult, foarte multă nevoie de pregătire pentru mine. Așa că astăzi eu cred că este momentul potrivit să ne facem fiecare în parte o evaluare mai sănătoasă și mai obiectivă cu noi însuși, să vedem unde vrem să ajungem, care sunt obiceiurile bune ale noastre, care sunt cele rele, neapărat să avem un plan de acțiune, să ne pregătim, așa cum a spus Bill Gates, pentru succes, să fim pregătiți să plătim zilnic prețul și cu ochii ațintiți spre scopul nostru, să urcăm în acest vehicul perfect pentru noi, care este Forever Living Products, și nu uitați că este afacerea secolului 21. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă urez mult, mult succes în viitor! Mulțumim! Mulțumim, Nina Ciuchia, Senior Manager Forever Living Products! Supervisorii lunilor august, septembrie și octombrie sunt rugați să-și ridice diplomele din partea stângă a scenei. Și să se pregătească pentru a fi felicitați. Rapid, rapid, rapid! Într-o lume în care mulți spun că nu mai avem repere, în care mulți spun că nu se mai poate face nimic, în care nu mai știi ce este bine și ce este rău, în care nu mai știi în ce direcție să o apuci, ai nevoie alături de tine de oameni care vor să învingă. Alături de oameni cărora le place să se vaite, să fie comozi, sunt oameni cărora nu doar le place să învingă, ci chiar au învins. Și aș vrea să vedeți oameni care pot fi reperele noastre în această afacere, fiindcă cel puțin o dată în viață au dovedit că se poate. Sunt oameni care formează cadrele de conducere ale echipei Forever Living Products România și în aplauzele noastre ale tuturor o să-i rog pe managerii simpli existenți în această sală să se ridice pentru a-i cunoaște, pentru a-i vedea și a-i recunoaște. Managerii Forever Living Products România sunt oameni de la care putem lua un exemplu. Sunt oameni care știu în ce direcție să ne ducă. Sunt oameni care au dovedit că se poate atunci când vecinul lui a spus că e o tâmpenie, când sora lui a spus că nu o să poată niciodată, au reușit. Managerii complicați sunt cei care au ajutat cel puțin două familii să aleagă acest drum și să ajungă la independență financiară. Acești manageri complicați se numesc senior manageri. Și aș vrea, în aplauzele dumneavoastră, senior managerii Forever Living Products România, să se ridice în picioare pentru a-i cunoaște și a-i felicita.
Vă mulțumim! Și am rugămintea, dacă nu ești senior manager, să stai jos! Da? Să nu cumva să credem că te-ai calificat peste noapte. O nouă poziție în planul de afaceri este cea de soaring manager. Toți soaring managerii Forever Living România să se ridice, vă rugăm! Cel puțin 5 persoane au ajutat să ajungă la poziția de manager în mod direct. Cei care au ajutat 9 familii se numesc Safir Manager, primesc o insignă cu pietre prețioasă și au venituri incredibile, venituri care depășesc aproape orice imaginație al unui om care se asociază la început cu această afacere. Și în aplauzele dumneavoastră aș vrea să prezentăm familiile Constantin și Tania Popa, Safir Manager Forever Living Products România, Alexandru și Elisabeta Pocaznoi de la Arad, Safir Manager. Și bineînțeles, de la noi de la București, Safir Manager Camelia și Daniel Dincuță. Și înainte de a continua felicitarea supervizorilor, aș vrea să vedeți vârfurile acestei afaceri din Forever Living Products România, cei care au pus în acest moment borna kilometrică cel mai departe în acest business, Diamant Safir, Gizela și Marius Botiș! Și numărul 1 în Forever Living Products România, Diamant Safir, Vera și Aurel Meșter! Iar acum să felicităm cărămida afacerii de manager, care este poziția de supervizor. Și vrem toate aplauzele dumneavoastră pentru calificații la poziția de supervizor în lunile august, septembrie și octombrie 2014. Bengo Vasile din Galați. Maria Caraman din București. Echipele Ilinca și Gheorghe David, București. Cosmin Hila Droască din Sibiu. Petre Ignat, București. Să auzim Bucureștiul! Să auzim Ardealul! Svetlana și Marcel Mihai Ilie din Ripiceni, Botoșani. Moldova! Nicoleta Neacșu din Valului Traian, Constanța. Mirela Urzicianu din Alexandria, Telorman. Și Vladimir Childescu, ungher, Republica Moldova. Calificații lunii septembrie, Victor Mariu și Delia Cristina Bota, Mediaș. Claudia Petronela Crucianu din Iași. Gabriela Gherghel, Gherăști, Neamț. Cristina Victoria și Liviu Moșteanu din București. Mihaela și Daniel Popa, Statele Unite ale Americii. Încă o dată aplauze, calificați din Statele Unite ale Americii, prezenți la București. Ștefan și Paulica Spiridon, Giurgiu. Unde este Giurgiu? Anatoli și Silvia Sava din Crihana Veche, Republica Moldova. Calificații lunii octombrie, Didina Ahalani cu Chiniș, Bacău. Daniela Arama din Botoșani. Florin Mihai Avram, Constanța. Petru Costescu din Bacău. Adina Elena Curilă, Mărgineni, Bacău. Emil Adrian și Monica Dehelean din Arad. Adrian Vasile și Cosmina Gorea, Periam, Timiș. Ileana Martenciuc, Dărmănești, Suceava. Doru și Ecaterina Rodica Mireuță, Suceava. Gabriel Adrian și Daniela Mirică, București. Mihaela Pătraș, Roman, Neamț. Gena Pop din Suceava. Daniel Stoica și Oana Romelia Mihai, Ploiești. Elena Tarna Bacosca din Horia, Neamț. Viorica și Nicolae Zbâncă, Botoșani. Aceștia sunt supervisorii lunilor august, septembrie și octombrie. În aplauzele dumneavoastră coboară pentru a fi felicitați. Câteva impresii? Da, mulțumim foarte mult. Childescu Vladimir, Republica Moldova, mulțumim foarte mult pentru această manifestare și sărbătoare mult. Mulțumim sponsorilor Popa, Constantin și Tatiana.
Mulțumim foarte mult. Mult succes. Doamnă, v-am mai văzut odată pe scenă la asistent supervisor. Da. Da? Da, da. Nu am microfonul cu mine. Spuneți-mi cum a fost să fiți supervisor în America. Un pic dificil, dar până la urmă am reușit. Nu este deloc ușor să lucrez cu americanii. Ce gânduri aveți în continuare? Ce planuri? Să devin manager, bineînțeles, în curând. Mult succes! O doamnă care vine din Giurgiu, să ne spună numele, prenumele, cine este managerul ei și de ce a ales această afacere și ce planuri are pentru noiembrie și decembrie 2013. Mă numesc Paula Spiridon, sunt din Giurgiu. Am ales Forever Living Product pentru că mi-a oferit posibilitatea de a-mi îmbunătăți viața, mi-a oferit oportunitatea de a călători, de a cunoaște oameni noi, de a avea libertate financiară. Sponsorul meu este Ileana și Marin Paraschiv. Le mulțumesc din suflet, sunt niște oameni extraordinari care mi-au dat încredere și mi-au fost alături ori de câte ori am avut nevoie. Mult succes în continuare! Avem aici o nouă familie pe care aș vrea să-i întreb când s-au înscris și în cât timp s-au calificat la poziția de supervisor. Suntem Daniela și Adrian Mirică. Ne-am înscris înainte de Success Day din august. Ne-am calificat după Success Day la asistent supervisor și la sfârșitul lunii octombrie ne-am calificat ca supervisor. Suntem sponsorizați de Florentina și, și Benone Gavrilescu. Ce planuri aveți pentru viitorul foarte apropiat, doamna? Să ajungem manageri. Cât mai curând? Decembrie, ianuarie? 2014, da. O doamnă drăguță alături de noi, spuneți-ne de ce în afacerea Forever? În primul rând am ales Forever pentru programul de mașini. Așa, m-a încântat foarte mult când mi s-a prezentat programul pentru libertate, pentru dorința de a conduce și de a avea echipă și produse și pentru sponsor. Și mi-a fost drag. Și să sfârșim cu începutul. Spuneți-ne numele și locul din care veniți și sponsorul. Dana Aramă, sunt din Botoșani. Mulțumesc. Și sponsorul dumneavoastră? Sponsorul meu este doamna Zbancă, doctor, și Dana Leverde. Avem felicitări! Aici... aplauze! Mult succes. Avem aici o familie extrem de frumoasă. Cât are cel mai tânăr membru al familiei? Două luni. Să vă trăiască. Spuneți-ne câteva impresii la caldă. Ne pare foarte, foarte bine că am reușit să cunoaștem compania Forever Living Products, care pot spune că ne-a schimbat viața. În bine. Unde e? Managerul este familia Toma. Iar Soaring Manager, familia Ghirdă, cei care ne-au ajutat foarte mult în a face acest pas, a dezvolta această afacere. Ce planuri aveți pentru viitorul apropiat? Dorim să atingem nivelul de manager în cât mai scurt timp, la anul. Da, ne-am pregătit în 2014 și mai departe, cât mai departe în planul de marketing. Vă dorim mult succes și micuții dumneavoastră să aibă o viață de manager de 5 stele alături de Forever Living Products. A fost odată ca niciodată, așa începe povestea ei în Forever. A fost odată o doamnă căutătoare de venituri pasive, care se afla într-una din cele trei celule ale dependenței financiare. În acel moment, vedea dincolo de gratii libertatea. Libertatea i-a fost oferită de către o familie de lideri adevărați, care sunt unii din top liderii acestei afaceri din Forever Living România. Este medic, este mamă, este soție, face această afacere part-time, este o persoană foarte dragă tuturor, datorită profesionalismului și căldurii pe care o emană. Este senior manager, dezvoltă această afacere împreună cu soțul ei, care este de profesie tot medic, acceptă toate provocările în Forever și doamna doctor care va vorbi se numește doamna doctor Carmen Larion și este membru Key Leaders Council Forever România. Carmen Larion, senior manager!
invităm asistent managerii să se prezinte în partea dreaptă a scenei între timp. Bună ziua tuturor și bine ați venit! Mă bucur că ne aflăm astăzi aici și avem parte de o zi extraordinară. Sper că sunteți plini de energie, știu că cei mai mulți dintre voi veniți de la distanțe mari, dar sunt convinsă că de dimineață ați băut gel de aloe vera și ați luat suplimente, este? Și felicit pe cei care sunt pentru prima dată astăzi aici. Va fi ziua care vă veți aminti de ea că v-a schimbat viața. Și felicit galeria care se pregătește pentru Raliul Global de la Londra. Felicitări! Felicitări și să lucrăm, să luăm și noi Spirit Award. Admirăm foarte mult echipa Scandinaviei care de atâtea ori a luat acest premiu și avem onoarea să avem aici liderii Scandinaviei astăzi. Mulțumim! Mărturisesc că fiind și medic activ și manager, de multe ori am o dilemă. Încerc atunci când sunt manager și sponsor să nu mă port ca un medic, pentru că asta nu este copiabil și până la urmă nu trebuie să fii medic ca să faci această afacere. Și atunci când sunt în activitatea de medic, încerc să nu fiu nici sponsor, nici manager, pentru că la noi în echipă activitatea de sponsorizare presupune multă motivație. La noi în echipă motivația cam așa se face. Dacă echipa n-are ce face, că ăsta e managerul și sponsorul, pacienții n-au nicio vină. Cred că am nevoie de o consultație la psiholog și că veni vorba de psiholog, mi-amintesc de povestea unui psiholog despre un client al său, un patron al unei mari companii, un fondator al unei mari companii, care a ajuns de la zero să fie foarte extinsă, foarte puternică, foarte dezvoltată. Și fiind înainte de pensionare, de retragere din activitate, câțiva ani și-a pregătit fiul pentru succesiune. Doar că într-o zi venind la firmă, l-a văzut pe fiul său certând și agresând verbal un angajat. A fost foarte supărat, i-a făcut un semn fiului să vină la el în birou. Și când au ajuns în birou, i-a spus: fiule, pentru tine, eu port două pălării. Pălăria de șef și pălăria de tată, pentru că sunt și șef și tată. Acum am să-mi pun pălăria de șef. Ești concediat. În compania noastră, comportamentul tău nu este admis, nu este prima greșeală și așa ceva nu putem să admitem. Și acum am să-mi pun pălăria de tată. Fiule, am auzit că ai fost concediat. Pot să te ajut cu ceva? Eu am să-mi pun acum pălăria de manager. Îmi place foarte mult. Să vă spun că această săptămână am avut ocazia să întâlnesc un mare lider, un mare scriitor de literatură de motivație și profesor de leadership. A scris peste 70 de cărți. Este vorba de John Maxwell. Mulți dintre dumneavoastră l-ați citit. Am avut ocazia să-l întâlnim și să ascultăm o conferință a lui. A venit la București și ne-a vorbit puțin despre dezvoltare personală, cât este de importantă, și consideră el că din cele peste 70 de cărți pe care le-a scris, cartea Cele 15 legi ale dezvoltării personale o consideră cea mai importantă, pentru că dacă tu ca om te dezvolți, atunci vei avea o viață de succes, indiferent de domeniile în care vrei să ai succes, că vrei să ai succes în familie, în afacere, în profesie. Și ne-a spus că dorim cu toții să avem o afacere de succes. Este? Cine își dorește o afacere de succes? Dorim cu toții să avem o țară mai bună. Este? Ne dorim cu toții să avem o țară mai bună. Dar nu vom avea nicio țară mai bună, nicio afacere mai bună, dacă noi nu vom deveni mai buni. Una dintre aceste 15 legi, avem un potențial fantastic. Una dintre aceste 15 legi se numește legea intenției. El spune că dezvoltarea personală nu vine așa peste tine. Da? A doua zi ești mai bun. Este un proces pe care dacă nu intenționezi să-l urmezi, nu te vei dezvolta niciodată. Îți vei atinge un prag. Și acum îmi pun pălăria de medic și vă spun că
tot legea intenției putem să o extrapolăm la sănătate. Pentru că dacă nu facem nimic să ne păstrăm sănătatea, este sigur că se va pierde încet, încet și dacă nu avem intenția să ne facem un plan de păstrare a sănătății, nu vom avea foarte mult timp. Este ca și cum am lăsat sănătatea noastră în voia sorții. Ce o fi, o fi. Nu e chiar așa. Suntem înconjurați de foarte multă poluare. Cred că ați auzit la ediția trecută, există un registru unic internațional al toxinelor, care numără în prezent peste 70 de milioane de substanțe toxice. E adevărat, creația inteligenței umane. Doar că toate aceste substanțe ne înconjoară aer, sol, apă și adăugăm la asta o alimentație inadecvată, care nu este procesată corect, este mult prea procesată, chinuită, cu adaosuri de euri, adăugăm sedentarism, adăugăm stres, adăugăm radiații și avem un tablou complet în care cineva și-ar pune întrebarea: voi vreți să vă otrăviți picătură cu picătură și zi de zi? E adevărat că acest gen de otrăvire nu omoară deodată, poate aici avem și un dezavantaj, pentru că ar intra în funcțiune instinctul de conservare. Doar că instinctul nostru de conservare în această situație adoarme. Și cred că a venit vremea să-l trezim. Omule, nu uita, te-ai născut fără piese de schimb. Mulțumesc pentru această poză familiei Meșter. Cred că în spatele acestui afiș se află o dramă. E un afiș găsit în fața unei case în ruină, un șantier părăsit. Și este atât de clar mesajul și de profund și de simplu încât ar trebui să facem ceva în această privință. Forever s-a gândit cu foarte mulți ani în urmă că nu avem piese de schimb și că ar trebui să le conservăm cât mai bine pe cele pe care le avem și s-a gândit să ne pună la dispoziție, spun eu pur și simplu, cele mai bune suplimente nutritive pentru o dietă adecvată. De fapt, a gândit în mod profund niște produse care să servească nevoilor organismului și până la urmă care sunt nevoile organismului. Organismul nostru este format din undeva între 50 și 100 de mii de miliarde de celule. De fapt, nevoile celulei sunt nevoile organismului și o celulă ca să funcționeze bine, îi trebuie hrană, îi trebuie oxigen, trebuie să o protejăm energetic și trebuie să o ajutăm să se detoxifice. Ea are niște particularități, dacă vreți, este un univers. Membrana este polarizată electric și pe suprafața membranei există tot felul de porți. Există un joc al acestor porți care se închid, care se deschid și polarizarea se schimbă permanent. De multe ori noi nu-i dăm hrană celulei și ea țipă de foame, dar păcat că nu are gură. Celula asta are foarte multe elemente, dar gură nu are. O intoxicăm, da? Avem radical liber în organism care fură electroni de la celulele sănătoase și să știți că boala apare atunci când energia pierde celula pierde energie și când pierde 70% din energie, de fapt apar simptomele. Este ceva cam târziu, este cam târziu. Ce mai avem nevoie pentru un organism sănătos? Avem nevoie de nutrienți și de un sistem digestiv care să prelucreze alimentele, de preferință să fie matrice alimentară naturală și nu ceea ce mâncăm noi în fiecare zi. Și un sistem digestiv sănătos și bine pus la punct, care să ne prelucreze alimentele și să ne dea acele substanțe de care avem nevoie. Și într-un mod simplu, trebuie să înțelegeți că acei nutrienți din sistemul digestiv trebuie să ajungă la celulă, pentru asta avem nevoie de un sistem de livrare și aici e vorba de sistemul cardiovascular, care e compus, dacă vreți așa, la modul mecanic, dintr-o pompă și niște conducte. De sănătatea acestei pompe și de calibru conductelor, vaselor de sânge, depinde hrănirea celulei și, de fapt, toată economia organismului. Și acum haideți să vedem cum Forever s-a gândit la toate aceste lucruri și ce produse ne-a pus la dispoziție. Ca noi distribuitori, probabil vă puneți întrebarea sau aveți un track că nu o să știți să recomandați produsele, că sunt foarte multe. Nu trebuie să le recomandați pe toate de la început, dar trebuie să știți că există câțiva pași
de urmat. Primul pas este să recomandăm gel de aloe vera, pentru că este baza. Al doilea pas este să recomandăm câteva produse esențiale și le aveți pe slide, e vorba de Arctic Sea, Argi, probiotice și Daily. Și al treilea pas este personalizarea. Acolo unde un om are nevoie de produse pentru sănătatea aparatului urogenital, de exemplu. Da? Putem să-i adăugăm Pro 6 sau Vitalize Man. Unde este vorba de un copil care are imunitatea scăzută. La asta putem să adăugăm Imu Blend, Echinacea, Garlic și tot așa. Deci e foarte simplu. Pasul 1, gel. Pasul 2, produsele de bază, care ajută sistemele de care vorbeam anterior. Și pasul 3, personalizarea. Foarte simplu, nu? Și acum două, trei vorbe să vă spun despre aloe vera gel. Sunt convinsă că toată lumea știe cât de bun este acest gel și cât de prietenos este cu organismul. Cunoașteți toate efectele, dintre cele mai importante, efectul de detoxifiere, reglarea imunității, a metabolismului, reglarea tranzitului intestinal, n-are rost să vi le spun pe toate. Poate am să vă aduc în atenție două aspecte la care de multe ori nu ne gândim. Unul dintre ei este următorul. Gândiți-vă puțin că gelul de aloe vera de la Forever vine de pe plantații din zone unde soarele răsare dimineața și apune seara și este cald. Și o frunză este recoltată din al treilea, al patrulea an de existență, deci această frunză stă în lumina soarelui 3-4 ani, nu câteva luni cât stă, cât stă roșia, cât stă mărul sau o altă legumă sau un alt fruct. V-ați gândit la lucrul ăsta? 3 ani de zile în care această frunză captează energia solară și împreună cu bogăția solului le transformă în 200 de substanțe active. 200 de substanțe active pe care atunci când noi le înghițim, ne aduc acea energie de care avem nevoie. Dacă vreți, este o baterie energetică și fiecare substanță își face treaba acolo unde ar trebui să facă ceva prin efectul adaptogen pe care îl are gelul de aloe vera. Și nu în ultimul rând, un efect extraordinar care îl face de neînlocuit și indispensabil în orice asociere de produse, faptul că mărește biodisponibilitatea tuturor nutrienților de cel puțin 3 ori. Conținutul acestui gel, mucopolizaharidele, aminoacizii, leagă substanțele necesare organismului și le mărește absorpția și folosirea de cel puțin 3 ori. Și asta nu face orice plantă, ci aloe vera. Și încă un efect, pregătește intestinul pentru acțiunea probioticelor. De ce gel de aloe vera de la Forever? Pentru că are acea rețetă unică de stabilizare, pentru că vine de pe culturi bio, pentru că are toate avizele naționale și internaționale, inclusiv acea certificare a Consiliului Științific Internațional pentru aloe. Este pur și simplu cel mai bun. Dacă am luat gel de aloe vera și am pregătit organismul pentru ceea ce urmează să primim bun, să luăm și activ probiotic, cele mai bune probiotice, pentru că înglobează 6 specii de probiotice într-o singură capsulă și are un sistem de încapsulare care permite folosirea acestor bacterii exact acolo unde organismul are nevoie. Cred că sindromul colonului iritabil poate fi trecut acolo pe listă la bolile secolului 21, da? Alături de diabet, boli cardiovasculare și multe altele. De ce? Pentru că, în mod normal, flora noastră intestinală ar trebui să fie echilibrată, adică 85% bacterii bune și 15% bacterii rele. Și, de fapt, la noi în intestin balanța este exact invers. Și de aceea, foarte mulți oameni au un disconfort digestiv și nu știu de la ce, da? Pentru că alimentația noastră și toate, până și apa care conține flor și tot ce ingerăm noi, dezechilibrează flora intestinală, să nu mai vorbim de antibioticele pe care uneori, dar nu e vorba de consilierii Forever aici, uneori oamenii le iau fără rețetă, ceea ce este o greșeală. Ca efect, evident, efectele sunt multe, n-am trecut decât câteva aici, îmbunătățește imunitatea, previne cancerul de colon și, nu în ultimul rând, optimizează digestia și absorpția nutrienților. Foarte important, pentru că degeaba dăm organismului nutrienți de calitate dacă la nivelul intestinului avem un blocaj și absorpția nu este posibilă. Dacă am pregătit digestia pentru cei mai buni nutrienți,
Haideți să vedem ce aliment inteligent ne-a pregătit compania Forever. Câți dintre dumneavoastră au timp să stea în bucătărie zilnic 4-6 ore? Aveți timp? 4-6 ore în care, în primul rând, să vă alegeți o rețetă, în al doilea rând să cântăriți toate alimentele, în al treilea rând să reușiți să cântăriți, să calculați procentele din substanțele active de care organismul ar avea nevoie și aș putea să continui cu multe lucruri pe care ar trebui să le faceți și la final vă spun eu că tot nu ar fi ceea ce organismul ar avea nevoie. Forever s-a gândit și a făcut o combinație de 55 de nutrienți extrem de echilibrată, exact ce are organismul nevoie. Și în spatele acestui produs, cum ne-a obișnuit Forever de ani de zile, se află cercetări și două brevete. AOS este un sistem care folosește aloe vera pentru a mări biodisponibilitatea și absorpția substanțelor nutritive și folosește microîncapsularea, ceea ce înseamnă că împarte nutrienții în molecule mici. Absorpția este cu atât mai mare cu cât molecula este mai mică și asta știe să facă AOS și să livreze substanțele nutritive, să le lege de aminoacizi și de mucopolizaharidele conținute în gelul de aloe vera. Vedeți cât de importantă e aloe vera? Au inclus-o și în Forever Daily. Și amestecul FVX20, extract din 20 de fructe și legume, astfel încât în fiecare zi puteți spune că ați mâncat 20 de fructe și legume în 5-6 porții de legume și fructe, așa cum ar trebui. Cine mănâncă 5-6 de porții de fructe și legume pe zi? Cei care consumă Forever Daily, cred. Da? Ce face Forever Daily? Evident, ajunge să hrănească celula și o celulă bine hrănită funcționează foarte bine. Acum, haideți să vedem cum s-a gândit Forever la acel sistem de livrare, la pompă și la conducte, la sistemul cardiovascular. S-a gândit că pereții vaselor de sânge ar trebui să-și păstreze tinerețea și elasticitatea. Și să știți că vârsta noastră nu este vârsta din buletin, este vârsta vaselor de sânge. Dacă pompa nu funcționează corect, respectiv inima, dacă conductele se înfundă sau se rup, toată economia organismului cade. Și atunci este extrem de important să folosim Arctic Sea Omega grăsimi bune pentru organismul nostru, da? Omega-3, pentru că ne asigură protecția de bolile cardiovasculare și are multe, multe alte efecte, le vedeți pe slide. Eu vreau doar să vă amintesc că în prezent multă lume știe că omega-3 este bună pentru organism, dar nu multă lume știe cine a descoperit acest lucru. Este vorba de profesorul Joe Dierberg, un cercetător danez, care în urmă cu 40 de ani, observând că inuiții din Groenlanda nu fac infarct, nu fac boli cardiovasculare, a fost atât de curios să afle ce îi protejează pe ei, încât s-a dus și a făcut cercetări și a constatat că îi diferențiază de restul populației civilizate faptul că consumă grăsimi de bună calitate omega-3. De atunci toată lumea a început să folosească acest graș omega-3 și a venit anul trecut în Phoenix la conferința, la raliul, Super Raliul din Statele Unite, acest domn profesor Joe Dierberg, să ne spună că avem un Arctic Sea Omega excepțional și dacă vedeți bine, acea siglă de pe mijlocul slide-ului reprezintă o recunoaștere a calității extraordinare, a purității uleiului din care se face Arctic Sea Omega. Este, dacă vreți, echivalentul vizei Consiliului Științific Internațional pentru aloe. Această viz se acordă suplimentelor cu omega-3. Și nu în ultimul rând, chiar merită toată aprecierea. Speech-ul meu se numește pur și simplu cele mai bune, pentru că Forever s-a gândit să le facă cele mai bune și așa și sunt. Și nu în ultimul rând să vă vorbesc despre un produs revoluționar. Este vorba de Argi Plus. Argi vine de la arginină, este o proteină, este precursorul moleculei miracol. Pentru că este molecula miracol și nu multe molecule sunt denumite așa și pentru că este cea mai cercetată moleculă din istoria tuturor științelor, din toate timpurile, merită să o țineți minte, este vorba de oxidul nitric. Pentru descoperirea importanței acestei molecule s-a dat premiul Nobel în medicină. Dumneavoastră știți că premiul Nobel este cea mai înaltă distincție din domeniul științelor. Și
oamenii geniali dintre cei geniali, cu descoperiri geniale, pentru că descoperiri se fac în fiecare zi, doar acei oameni rari și acele descoperiri rare cu impact mare asupra populației reușesc să primească premiul Nobel. Produsul nostru este apreciat de profesorul Ferid Murad, unul dintre cei trei laureați ai premiului Nobel, care spune despre Argi Plus de la Forever că este cel mai bun din lume, mărește nivelul oxidului nitric, dilată vasele de sânge și ajută ca nutrienții și oxigenul să ajungă la celule, pentru celule fericite, pentru că dacă ele sunt fericite și noi suntem fericiți, și ajută la detoxifierea organismului pe circuitul de întoarcere. Aș putea să vorbesc mult despre Argi Plus, îmi este un produs foarte drag, îl folosesc în familie, dar trebuie să știți că folosind aceste produse, organismul dumneavoastră va lucra la cote maxime. Vă doriți să aveți performanță în fiecare zi? Ca să vă exemplific, avem în echipă o persoană cu totul specială, este un tânăr extraordinar, cu o voință fantastică, extrem de muncitor, are 28 de ani, este maestru emerit cu Aikido, campion național și european cu Aikido, practică acest sport de 23 de ani, deci de la 5 ani, a cunoscut produsele Forever în urmă cu un an și asta i-a schimbat viața și aș vrea să-l cunoașteți și să-l felicităm pe Ionuț Pârjou! Felicitări! Suntem foarte mândri de tine și ne bucurăm că numele României l-ai dus departe și suntem foarte mândri de asta. Aș vrea să te întreb, tu muncești de 23 de ani în acest domeniu și ți-ai dorit întotdeauna performanță, ai mai obținut și alte premii, dar în acest an s-a întâmplat un lucru extraordinar și ai primit 3 medalii, 2 de aur și una de argint la campionatul european din Elveția. Ce crezi că a făcut diferența? Mulțumesc. Bună ziua, Forever! Sunt onorat să fiu în această sală alături de acești oameni minunați, zâmbitori, muncitori și foarte perseverenți. După cum știți, performanța nu se obține ușor în orice domeniu, mai ales în sport. De la 5 ani, campion am dorit să fiu, am fost campion, dar doar național și mi s-a îndeplinit visul. Acum un an am cunoscut lumea Forever, produsele Forever și acum un an aveam 80 de kilograme, acum am 70. Toți mirau cât de rapid mă mișc, doar în filme vedeau așa ceva. Cea mare mulțumire am avut-o anul ăsta la campionatele europene din Veneția, în Zurich, lângă Zurich, de fapt, Wettingen. Am obținut cel mai bun sportiv al României, 2 medalii de aur la proba de luptă și una de argint la tehnică. Felicitări! Este fantastic și a adus echipa României pe locul întâi în Europa. Ce crezi că a făcut diferența în acest an? Diferența a făcut produsele Forever, dar în primul rând seminarilor care am participat, în special vreau să amintesc un seminar, ne-am avut ocazia să cunosc vârfurile Forever la un seminar la Bistrița, alături de familia Meșter. Am văzut un afiș în care scria, scoate campionul din tine, te-ai născut să fii campion. De atunci am țintit că vreau să fiu campion european, mi-am notat în agendă Pârjou Ionuț, campion european 2013 și mi s-a îndeplinit visul. Vă mulțumesc! Și campion european, și anul viitor. Campion european, îmi cer scuze. Ionuț, dacă ar fi să dedici câte o medalie cuiva, cui ai dedica? Medalia de argint o dedic antrenorului, care nu a avut încredere în mine, acum un an de zile, spunea să mă retrag, că sunt cam bătrân pentru... Toți se întrebau că
ce am făcut? M-am schimbat. La 7 dimineața mă sunau și să mă întrebe ce am făcut. Eu le spuneam, dacă ar fi să scriu Pârjul Ionuț și continuarea spune Forever, pentru că m-am născut a doua oară. A doua medalie? A doua medalie o dedic sponsorului campioanei de atletism, Marcela. Toată lumea o cunoaște pe Marcela, felicitări! Am cunoscut-o acum un an de zile, prin intermediul ei am cunoscut Forever și i-am zis ce faci de arăți așa în afară de sport. Și ea mi-a spus Forever! Și o a treia medalie, Ionuț. A treia medalie și nu ultimul rând, o medalie de aur, cu toată inima, o dedic produselor Forever! Mulțumim mult și cred că ai... În special produsului care a făcut diferența între mine, dublu campion european și ceilalți sportivi, RG+. Bravo, Ionuț! Felicitări! Felicitări, sunt convinsă că vei deveni și campion Forever și manager foarte curând la voința pe care o ai. Mulțumim frumos, suntem mândri de tine. Cam asta știu să facă produsele Forever. V-ar putea ajuta pe toți și ar putea ajuta pe oricine să treacă la un alt nivel de performanță. Și dacă ar fi să îmi pun înapoi pălăria de manager, aș spune că ar trebui să vorbim de aceste produse cu toată lumea. Toată lumea ar trebui să le folosească, doar că noi trebuie să vorbim cât mai mult despre ele și cu cât mai mulți oameni. Aș vrea să nu uitați că afacerea Forever este extraordinară, dar produsele sunt baza, pentru că fără produse nu ar exista afacere. Mi-aș dori foarte mult să puneți înaintea dorinței de câștig, dorința de a ajuta oameni. Și pentru că aceste produse au doar un singur defect, nu au gură să vorbească, noi trebuie să vorbim pentru ele. Aș vrea să vă spun o scurtă poveste. Undeva în Statele Unite, un tânăr a mers la un târg de păsări. După ce a văzut toate păsările, i-au rămas ochii ațintiți și atenția țintită asupra a două păsări, care aveau un penaj atât de frumos colorat, care știau să cânte, știau să danseze și lucru care l-a uimit cel mai tare, știau să vorbească. Atât a fost de încântat, încât a făcut ce a făcut, s-a dat peste cap și a dat pe cele două păsări $5,000, pentru că urma să fie ziua mamei lui și a vrut să-i facă o surpriză. A pus frumos păsările într-o cușcă, i le-a trimis mamei cadou și după câteva zile a sunat-o. Încântat să vadă ce au făcut păsările, întreabă, mamă, ți-au plăcut păsările? Au fost foarte gustoase. Mamă, doar nu le-ai mâncat. Erau așa de frumos colorate, știau să cânte, știau să danseze, știau și să vorbească. Păi dacă vorbeau, de ce n-au spus nimic? Avem pur și simplu cele mai bune produse din lume, avem un plan de marketing extraordinar, suntem într-o companie care ne lasă să ne dezvoltăm cât de mult este posibil, putem să ne facem viața mai frumoasă, putem să-i ajutăm pe alții să facă acest lucru, haideți să vorbim! Și haideți să devenim fiecare dintre noi campioni în propria noastră viață, pentru că este posibil. Zburați ca niște vulturi și zâmbiți forever. Mulțumesc! Mulțumim! Carmen Larion, senior manager, membru K Leader Council. Am vrea să vedem galeriile Forever Living în România. Am vrea să le și auzim.
Se spune că dacă ești dispus să-ți deschizi inima în fața oamenilor, nici Dumnezeu nu mai te ferește de succes. Persoanele pe care le veți vedea în următoarele momente pe scenă au ales să aibă încredere în liderul lor, au ales să fie pe sistemul de consultanță asociat cu Forever Living Products și au ajuns la un pas de poziția de director adjunct, de director. Sunt director adjunct, sunt lideri, au echipe de peste 40-50 de oameni care îi urmează și în aplauzele dumneavoastră avem nevoie de ajutorul directorilor generali Dora și Gabor Săci pentru a-i felicita pe asistenți managerilor lunilor august, septembrie și octombrie. Și în aplauzele dumneavoastră invităm pe scenă Loredana Mirela Bogoi din Valul lui Traian, Ana Morariu din Mediaș, Claudiu Ioan și Corina Noaghiu din Rupea Brașov și Ioan Ritea din Mediaș. Aplauzele noastre pentru asistenți managerii acestei toamne. O să rugăm doamnele asistent manager într-o frază să ne spună ce înseamnă afacerea aceasta pentru ele. Într-o singură frază. Sănătate, ocup timpul liber și ce să vă mai spun, eu m-am pregătit să mulțumesc unor oameni special care au apărut acum câțiva ani buni în viața mea. Dacă Gabor spunea că șansa lui a fost Rex, șansa mea s-a numit o doamnă Gönghike, care m-a învățat atât de multe despre aceste produse, iar de la soțul dânsei am învățat tot atât de multe legat de afacere și de marketing. Iar de la amândoi am învățat ce înseamnă lucru în echipă. Deci aș vrea să mulțumesc în numele meu și a echipei mele acestor oameni speciali care au apărut în viața noastră, care au avut atâta încredere și mai ales răbdare în noi. Ei se numesc Soaring Manager Bucurel și Gheonghi Cheghirdă. Vă rog să-i aplaudați! Aplauze! Mulțumim frumos, doamnă, pentru cuvintele frumoase și mult succes! Doamna Loredana Mirela Bogoi. Bună ziua tuturor! Am acceptat provocarea Forever pentru independență financiară, pentru dezvoltare personală și pentru produsele minunate pe care le avem la îndemână, niște produse de nivel internațional. Tot ceea ce a subliniat Nina Ciuchea, Carmen Larion, mi-a mers la suflet, le recunosc, le spun mai departe. Vreau să vă spun că bucuria de a fi astăzi alături de dumneavoastră o datorez unei campioane Forever, o doamnă care niciodată nu m-a sunat ca să mă întrebe ce punctaj am de făcut sau ce comenzi vreau să fac, ci cum mă simt și mi-a povestit întotdeauna câți oameni a putut să ajute dând informația despre Forever, despre produse sau despre afacere și a fost tot timpul cu sufletul alături de mine. Este o doamnă care la 71 de ani este în topurile Forever Living Products. Este o doamnă care nu are mașină și nu folosește laptopul, dar are dragoste pentru oameni și consiliază fiecare om ca și cum ar fi din familia lui. Este vorba de Maria Arghir și în fața ei trebuie să ne scoatem toate pălăriile. Vă mulțumim mult! Mulțumesc din suflet! V-ați întrebat poate de ce dansează Cazacioc mai bine decât Rușii Veritabili? Pentru că au consumat ceva ce astăzi se găsește și în România, ceva ce conține complexul ADX7 folosit de olimpicii ruși, ceva ce conține aloe vera,
ceva ce conține cofeina din guarana, ceva ce nu are zahăr și nu are calorii, doamnelor. Pentru că a apărut în România și este la dispoziția noastră Fab X de la Forever Living Products. Zero calorii, zero carbohidrați, zero zaharuri în el. Veți putea încă de astăzi să degustați acest produs pentru a vă ajuta să treceți linia de sosire pe care v-ați propus-o. Cunosc pe cineva care își dorea atât de mult acest produs încât l-a comandat din Ungaria, pentru că nu vrea să pună niciun gram în plus, face foarte mult sport și e foarte atentă la ceea ce mănâncă. Astăzi, una din dorințele ei, chiar dacă nu și le-a pus în această urnă, vă rog să nu uitați, această urnă s-a îndeplinit. Noul produs se află în toate centrele de distribuție. În următoarele momente vom vedea câțiva oameni care au ales să pășească înaintea altora, care fac munca, chiar dacă li se pare greu, chiar dacă întâlnesc refuzuri. Și foarte interesant că mulți dintre cei care îi veți vedea pe scenă sunt la toate evenimentele, unii dintre ei chiar având o vârstă înaintată. Și am tras o concluzie că energia și puterea nu este dată neapărat de tinerețea fizică, ci de tinerețea pe care o ai mental și spiritual. Și așa că aș vrea să, în aplauze noastre, să vedeți care sunt oamenii care au dat această informație la cât mai mulți colaboratori. Și aceștia sunt sponsorii săptămânii, acele mail-uri pe care le primim săptămânal și sponsorul lunii. Pentru a fi felicitați, de asemenea, avem deosebita onoare de a avea alături de noi pe directorii generali Dora și Gabor Săci pentru a-i cunoaște pe sponsorii săptămânii 19-24 august, Laurențiu Marian Minea din Constanța, 20... sponsorul săptămânii 26-31 august, Victor și Ludmila Sas din Craiova, sponsorul săptămânii 27 septembrie, Maria și Adrian Arghir din Constanța, sponsorii săptămânii 9-14 septembrie, Mihai Gherghel din Gurghiu, județul Mureș, 23-28 septembrie, Claudiu Florin Iang din Cluj-Napoca, 30 septembrie, 5 octombrie, Maria și Petru Frențiu din Arad, 7-12 octombrie, Ciucat Eva din Lazuri, Satu Mare, 21-26 octombrie, Marius și Melentina Mărcuș din Moșnița Nouă, Timiș, 28 octombrie, 2 noiembrie, Mihai Gherghel din Gurghiu, județul Mureș. Să vă spun un secret de acești oameni, ei iau foarte mulți bani datorită faptului că fac multe puncte la NDP, așa că dacă vreți să vi se întâmple și dumneavoastră și nu sunteți doar invidioși, vă rog, aplaudați-i. Haideți, galeriile, unde este echipa Ardealului? Moldova?
Olteni, ce faceți, Olteni? Bravo! Dobrogea! Și Bucureștiul, ce face Bucureștiul? Toată Muntenia, toată țara, să-i felicităm pe sponsorii săptămânii. De la asistent supervisor până la manager. De la tineri până la mai puțin tineri. Sunt oameni care fac munca zi de zi. Aplauzele dumneavoastră pentru cei mai dinamici parteneri forever ai acestor luni. Și deoarece urmează sponsorii lunii, am rugămintea familia Maria și Adrian Arghir din Constanța, sponsorii lunilor august și septembrie și sponsorul lunii octombrie Marius și Milentina Mărcuș din Moștița Nouă Timiș să rămână pe scenă. Ați auzit mai devreme câți ani are doamna Arghir? Aplauzele dumneavoastră! Nu trebuie să așteptăm să depășim 70 de ani să luăm exemplul doamnei. Felicitări încă o dată! Felicitări! Felicitări! Am văzut lumina în ochii acestor familii. Au multă energie. Merită toate aplauzele noastre. Sunt un model care arată că se poate, că și tu poți să o faci. Paradoxul lumii noastre este că deși avem peste un miliard de obezi, totodată avem un miliard de oameni care mor de foame. Așa cum Forever Living te ajută astăzi să îndeplinești unele din dorințele tale, la fel și tu poți aduce o contribuție cât de mică pentru alte persoane mult mai defavorizate decât noi, deoarece filozofia Forever Living este de a ajuta pe cât mai mulți oameni. De aceea vă invităm în pauză să aduceți o contribuție cât de mică puteți în urnele noastre de donație pentru fundația asociată Forever Living Products, și anume Forever Giving. Acești bani se vor duce la copii care poate mor de foame, care stau desculți, n-au nicio pereche de încălțăminte, la centrul de Arș, care trăiesc o viață îngrozitoare, dacă ne gândim prin ce traume trec, la bătrâni. Dacă vrei să faci în perioada aceasta o contribuție cât de mică din sufletul tău, nu contează suma, poți să o donezi, pentru că acești bani vor fi direcționați acolo unde... Și știți că a dărui este pe aceeași parte cu a primi. Vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea noastră de a face acest gest și în continuare o să las pe Sebi să vă prezinte următorul moment. Mulțumim. Vă place să fiți generoși? E bine totuși să ai o farfurie plină din care să dai. Te invităm astăzi să-ți crești, să-ți multiplici, să-ți dublezi, să-ți triplezi veniturile pentru a putea să-i ajuți pe cât mai mulți oameni.
o să urmeze momentul cel mai așteptat de către dumneavoastră, pauza. Înainte de a pleca însă, am vrea câteva mici informații să vă spunem. Luna decembrie vine cu câteva evenimente de instruire majore. Academia Forever îți pune la dispoziție școala de afaceri. Vei învăța, așa cum astăzi ai sărbătorit, vei învăța cum să ții acest drum și cum să obții performanța din această afacere de la liderii pe care mai devreme i-ați văzut ridicându-se în sală. În pauza pe care o vom avea, de la standurile existente afară, vă puteți lua agendele anului 2014 pentru a vă planifica deja viitorul. Nu uitați, 3% din populația lumii își planifică viitorul, iar ei reprezintă cei mai de succes oameni de pe planeta Pământ. Aveți posibilitatea să cumpărați niște pungi de cadouri, care într-o ediție limitată, pe care iarăși o să le găsiți la standuri. Și dacă nu mai ai răbdare pentru a te duce să faci o comandă la depozit, astăzi până în ora 17 sau luni eventual, poți savura un Fabix de la standurile pe care o să le găsiți în pauză. Vă doresc o pauză plăcută și întoarceți-vă pentru ce e mai bun, fiindcă după pauză vor urma momente extraordinare. Pentru sangvinici, pauza este de 20 de minute, pentru melancolici de 30.